învierea ta, o laudăm și o mărim. Iubiți credincioși, ca orice lucrare din această lume, când omenirea se ridică și cade, când omenirea fuge numai spre bine și de tot de rău, Dumnezeu vine cu ceva care să ridice moralul omului. Vă aduceți aminte când dintr-un început Dumnezeu, când a făcut pe Adam și pe Eva, a înfipt în mijlocul raiului doi pomi. A înfipt pomul cunoștinței binelui și a răului și a înfipt Dumnezeu pomul vieții. Acești pomi, iubiți credincioși, erau niște simboluri pe care cei doi protopărinți, Adam și Eva, se puteau bucura de tot ce a făcut Dumnezeu, de flori, de animale, de câmp. Din acei doi pomi, Dumnezeu a zis că sunt sacri și să nu se atingă de ei. Acel pom al cunoștinței și al binelui, nu vroia Dumnezeu să atingă de el, pentru că vrea omul să nu cunoască decât bucuria lui Dumnezeu, să nu cunoască necazurile. Iar pomul vieții, s-a gândit Dumnezeu că a dus cumva, înainte ca omul să poată, dacă va cădea cumva, să se atingă de el și răutatea să fie fără de moarte. Și a zis, nu vă atingeți de ei. Știți cum a fost înșelarea diavolului, știți cum a fost înșelată Eva și pe urmă Eva lui Adam și a venit nenorocirea omenirii noastre care se perpetuează până la sfârșitul veacului. Așa orice început al vieții, orice început din lumea aceasta începe cu mare încredere și luptă ca să ajungem undeva. Numai că în această parcurgere a vieții noastre devin diferite ispite și potigneri. După cum vă aduceți aminte, în Vechiul Testament, atunci când evreii au stat în robie în Egipt, și Dumnezeu a eliberat după 40 de ani și a zis, plecați. Dar ce-au făcut iubiți credincioși? Și-au mers, s-au mers și la un moment dat a apărut acea mare prin care nu mai puteau trece. Și ce-a făcut Dumnezeu? A ridicat acel stâlp care simbolizează crucea. Prin Moise a ridicat stâlpul, a stat în picioare, s-au făcut valurile într-o parte și în alta, și le-a dat ajutorul Dumnezeu prin Sfânta Cruce să treacă mai departe, fără să mai cârtească. Ce a făcut omenirea? Au trecut și de aceasta, au scăpat, au cârtit că era mai bine în Egipt, pentru că erau căldările cu carne și erau desfătările, după cum facem și noi astăzi. N-au vrut să sufere ca să ajungă în țara făgăduinței, în țara lui Dumnezeu, și au cântit din nou. Și ce a făcut Moise? Din nou a luat toiagul care se simbolizează Sfânta Cruce, a lovit în stâncă, în piatră și a ieșit apă. Să nu mai cântească poporul lui Dumnezeu, cu gândul la omul Dumnezeu a fost să-l mântuiască, să-l ducă în țara făgăduinței, și a scos apă din stânca rapidin, dacă vă aduceți aminte, și a văzut poporul și a mulțumit lui Dumnezeu. Că atunci, mulțumim lui Dumnezeu numai când ne dă. Iar, mai departe, iubiți-vă pe jos, vedeți,
Tot așa, când se ajunge la muntele Sinai, Moise a spus poporului și lui Aron, stați aici și vă rugați, că eu mă duc să mă rog lui Dumnezeu să ne dea tablele legii. Și au stat oamenii și au așteptat și Moise s-a rugat și s-a rugat până Dumnezeu s-a milostivit să dea tablele. Dar ce a făcut poporul evreiesc? Cum facem și noi astăzi? Stăm în biserică o oră, două, trei, cei care stăm și cei care suntem destul de puțini, iar ceilalți ce fac? Se plictisesc? Vor distracție, vor nunți, vor să scăpăm de virus, să înceapă cu nunile și nunțile și botezurile, să înceapă distracțiile, să mergem la mare, la munte. Așa au făcut și ei. S-au plictisit așteptându-l pe Moise. Și ce au zis? Diavolul în mintea omului intră repede și a spus, haide să facem un vițel de aur, că avea mult aur pe care l-au dăruit egiptenii, că au slujit 40 de ani în Egipt. Hai să facem un vițel de aur, să ne veselim, să cântăm, să mâncăm până vine Moise, să ne dea tablele, că probabil că ne va îngădi cu ceva și nu mai putem să jucăm, să ne distrăm. Și au făcut și s-au închinat zeului și când a venit Moise și a văzut după atâta străduință, iubiți credincioși, pe care i-a duplicat voia lui Dumnezeu și a dat tablele legii după care să se conducă, să nu mai supere pe Dumnezeu, a venit și când a văzut desmățul și jocul închinării la vițelul de aur, s-a mâniat foarte. S-a mâniat atât de rău cât a uitat, pentru că așa este omul, să mâine repede. Și a aruncat tablele legii și le-a zdrobit. Le-a spart. Și vă aduceți aminte că pedeapsa lui Dumnezeu a fost dură. De ce? Ca să o dovedească că în momente grele, crucea este cea care salvează pe om. A poruncit Dumnezeu și a venit șerpii noștri și a, pe cine mușca, mâna pe loc. Era mai puternic decât virusul de astăzi. Nu scăpa nimeni. Nu exista medicament. Și a poruncit Dumnezeu lui Moise să facă un stâlp și să înalțe un șarpe care e vătămat și omorat. Să înalțe un șarpe pe acel stâlp și cine se va uita la acel șarpe nu va mai muri chiar dacă va fi mușcat de aceste vipere veninoase. Iată, iubiți credincioși, antidotul morții omului trupești și sufletești. Sfânta Cruce. Vă aduceți aminte că există și o profeție mesianică în care spune, precum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa se va înălța Fiul omului pe Sfânta Cruce, ca tot cel ce crede în El să nu moară și să aibă viața veșnică. Iată, iubiți credincioși, am trecut puțin peste Vechiul Testament ca să spunem de ce la jumătatea postului Dumnezeu a îngăduit să fie duminica de astăzi, duminica Sfintei Cruci. De ce? Pentru că unii dintre noi care am mâncat cu ulei sau fără ulei, unii care am postit mai mult sau mai puțin, am slăbărocit. Ne-au venit ispitele peste noi. Și Dumnezeu a ridicat și la cinste Sfânta Cruce ca să observăm și să zicem crucii tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfintei învierea ta o lăudăm și o noi. Numai că iubiți credincioși, ca și totdeauna, nu toți acceptă suferințele crucii.
Nu toți se pot ridica după ce cad. Pentru că atunci când crucea a fost lăsată de Dumnezeu, vă aduceți aminte cu ani în urmă, când a fost acea luptă prin școli să se scoate icoanele? S-a vorbit, s-a chinuit, i-a deranjat crucea și icoana din clasă. Toată lumea a tăcut, toată lumea a zis, las că va trece, nu se va face, ne rugăm lui Dumnezeu și nu se va întâmpla nimic. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am rămas optimiști, dar negligenți. A venit gripa aviară, a venit gripa porcină, a venit toate gripele, a venit războiul din Iugoslavia, dacă vă aduceți aminte, când au murit mii de creștini. A venit prigoana în Orient și ne uitam la televizor cum mor creștinii, cum îi jertfesc macovedanii pe creștini și omoară. Nu ne-am păsat, ne-am uitat și zis, Doamne ferește! Și am zis, și este lucru bun. Dar m-a rămas nepăsător. Și nimeni dintre noi, dacă vă întreb acum, nu ne-a venit să crede că va veni și peste omenire acest virus nenorocit care să ne pună la încercare și pe noi și să ne dăm seama că probabil dacă nouă nu ne-a păsat de ce s-a întâmplat cu alți oameni, probabil că nimeni nu o să le pese de noi ce ne se pare. Dar nu o să le pese pentru că problema este mondială, iubiți din jur. Fiecare dintre noi ne pasă de țara noastră. Pentru că dacă ne uităm în Germania, dacă ne uităm în America, dacă ne uităm în Anglia, în Spania, în Italia, peste tot, este aceeași nenorocire pe care Dumnezeu a îngăduit-o. Și ați văzut la televizor că au apărut doctori scuziți. Au apărut doctori de bune credințe care au găsit antidotul să luptăm în acest, cu acest coronavirus. Și au fost loviți. Și au fost aproape să-i dea afară din colegiul medicilor. Dar omul, noi, fugim, ne închidem, ne închid ei și ne dăjduim că va fi mai bine. Dar facem și o glumă. Dacă ar întâmpla cum să fie un cutremur puternic, cine ar mai sta în casă, iubiți credincioși? De frică, nu de curaj. Toată lumea ar ieși afară din casă. Deci ieșirea din casă ar trebui să fie curaj, nu sperietul. Ieșirea din casă este un proverb care n-ar trebui să-l folosesc, dar vi-l spun pentru că este uman și îl folosim cu toți. Dacă ești prost, stai acasă. Dar dacă stai în casă, nu fii prost. Și atunci, trebuie să dovedim că acest curaj la jumătatea postului care este Sfânta Cruce, este jertfelnicie. Este suferință. Crucea este semn, crucea este simbol, crucea este curaj. Crucea este semn. Ce înseamnă crucea că este semn? Crucea este semn, acolo unde vedem cruce, știm sigur că este o sfântă biserică unde este casa lui Dumnezeu, unde trebuie să mergem să ne închinăm. Crucea este un simbol al răstignirii și al învierii. Nu veți vedea vreodată învierea Domnului dacă nu va fi înainte de învierea Domnului, va precede vinerea răstignirii. Și crucea, în al treilea rând, este putere, pentru că are putere să ne ridice și să ne scoată și din iad. Această cruce, iubiți credincioși, dacă aș pune eu acum pe piept, ar fi grea, m-ar dărâma.
dar este crucea pe care ne-a dat-o Dumnezeu fiecare. Nu ne-a dat-o să o purtăm ca să fim lași, nu ne-a dat-o ca să fim prea îndrăzneți și obraznici, ne-a dat-o ca să fim verticali. Că dacă faci, punem crucea așa, nu mai are valoare pentru că ești bajocură. Dacă punem crucea așa, din nou nu mai are valoare pentru că se lucrează numai pe plan orizontal, pe pământ, pentru cele trupești. Dacă o punem vertical, atunci are valoare de mântuire. Coboară, că este mai lungă, coboară la ea să ridice sufletele pedepsite și care cer mila lui Dumnezeu, iar la vârf, omul tinde să urce, că de acesta nu întâmplător, biserica a rânduit la rândul de Duminica Sfintei Cruci și pe Sfântul Ioan Scăraru, astăzi este Sfântul Ioan Scăraru, care, după cum vă aduceți aminte, a scris acea frumoasă carte, Scaun. Dacă n-aș citit-o nimeni, o veți găsi în Filocalia, volumul 9, în care ați văzut-o, dacă a fost cineva la Mănăstirea Sucevița, ați văzut-o frumos în pridvor acolo, care are 30 de trepte. 30 de trepte înseamnă cei 30 de ani a Mântuitorului care s-ar pune cunoscut. Ne arată aceste 30 de trepte că nu trebuie să ne ducem spre Dumnezeu așa cu asalt, ci treptat. Astăzi ținem o zi de post, mâine ținem două, o săptămână, trei. N-am reușit să ținem tot postul mare. Ținem pe cel al Sfintei Marii sau al Sfinților Apostolilor, că este mai mic. Ținem al Crăciunului și la anul mai ținem trei săptămâni. Și așa, făcând, ne educăm și voința, și ne sfințim și viața, și ne dă și putere crucea, să putem să ne luptăm, pentru că cine va găsi moartea, de-aia ne va judeca. Și atunci, silitorii iau împărăția lui Dumnezeu, nu spun cei care s-au desăvârșit. Ei, pe această scară pe care Sfântul Ioan Scăraru a scris-o, ați văzut, dacă v-ați uitat, că într-o parte sunt îngerii cei buni, într-o parte sunt îngerii cei răi. Îngerii cei răi împiedică pe om, arată cum îl împiedică să mai urce câte o scară, câte o treaptă, iar îngerii cei buni sprijinesc pe om, dacă se potignește și ridică. Iar la capătul ei de sus, este un cuvios sfânt care îl arată cum cade de pe ultima treaptă. Oare ce o să fie asta, Iisus? Ajunge omul la o treaptă oarecare, înaltă, îi se pare că are vedenie, îi se pare că Dumnezeu îl ascultă în orice, îi se pare că e ușor să comunice cu Dumnezeu și, Părinte, și ați văzut la televizor că spun, sunt femei care vorbesc cu Dumnezeu, fac reclame, că vorbesc cu Dumnezeu. Și atunci, gradul de sfințenie a omului care a ajuns pe ultima treaptă să mai pășească în împărăția lui Dumnezeu, nu se poate face în viață. De ce? Pentru că acest gând al mândriei nu are ce căuta în sfințenie. Dacă un om care este drept și perfect din toate punctele de vedere nu are la baza ei smerenia, nu se mântuiește. Nu ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Dacă bucoșirea din sufletul nostru, dacă lepădarea de noi nu o avem și nu lăsăm pe Hristos să lucreze în interiorul sufletului nostru, să știți că vom fi fricoși, să știți că vom fi slugi, să știți că vom fi slabi, sclavi tuturor oamenilor, pentru că ținem prea mult la noi. Ce este al nostru, iubiți credincioși? Avem ceva care ne aparține. Dar sănătatea pe care noi o avem fiecare este darul nostru, nu este darul lui Dumnezeu? Oare înțelepciunea? Oare vocea? Oare predica? Este de la noi? Nu, iubiți. Totul este de la Dumnezeu.
Și atunci când începem ceva, trebuie să zicem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Lucrăm în numele Sfintei Cruci, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, te duce cu mâna vrând nevrând la Sfânta Cruce să o face. Iar Sfânta Cruce, mai departe vă spuneam, ne duce la Înviere. Această suferință pe care Dumnezeu a îngăduit-o, nu e lăsată de Dumnezeu și credincioși, Dumnezeu lasă malucrăcure, îngăduințele le îngăduie, dar Dumnezeu lasă numai ce este bun și dă numai ce este bun. Și e îngăduit oamenilor tot cu gândul de a ne mântui. Această suferință, această molimă, această pandemie pe care Dumnezeu a îngăduit-o prin experiența sau Dumnezeu știe că nu ne băgăm, că nu știm, nu avem specialitate în sensul acesta, este lăsată tot pentru ca omul să se îndrepte, ce să zică, Doamne, dacă ne vor închide cu totul, ce facem? Unde mergem? Oare ne gândim la moarte? Oare ne gândim să ne punem capăt zilelor? Nu gândim și nu cugetăm cele ale Dumnezeu. Oare Dumnezeu îngăduie mai mult decât poate să ducă omul? Nu. Frica aparține tuturor oamenilor, iar tăria de caracter este o virtute. Dacă vom nădăjdui că credem în Sfânta Cruce, dacă vom nădăjdui că crucea Mântuitorului Iisus Hristos, înainte de a ajunge în împărăția Lui, ne duce la suferință, vom birui. Dacă nu vom crede, ne vom osândi. Ne vom prigoni, vom muri de frică, vom muri de teama zilei de mâine, care nu este a noastră, și atunci toți fugim și mi-e milă, vă spun, mi-e milă de dumneavoastră și de unii creștini care vin cu copilașii la noi la biserică, cum se uite la ceas, nu mai are timp de slujbă, să ajungă la timp acasă, să nu cumva se amendeze, nu știu, probabil că nu de altceva. De unde această frică, iubiți credincioși? Cine s-a uitat vreodată la ceas să vadă că a început Sfânta Liturghie și el nu a ajuns la timp? Vedeți cum cugetăm inima ale trupului, ale celor trecătoare? Vedeți cum trăim numai pentru această lume și de aceea suntem în tristețea aceea și în debusolare? Haideți, iubiți credincioși, să lăsăm din putința noastră crucii lui Hristos, să o atârnăm de brațele crucii lui Hristos, să zicem, e rugăciunea acea mică pe care toți copiii o știu și care trebuie să o nu uităm nici noi bătrânii. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare. De aceea, iubiți credincioși, această duminică care este pusă la coada Apostolului, să ne aducă putere, să ne aducă răbdare, să ne aducă alinarea suferințelor, ca să putem să nu avem motiv să mâncăm de dulce, să așteptăm după această suferință și îngăduința lui Dumnezeu, să așteptăm învierea Domnului. De aceea, să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că spune carta celui care i s-a dat mult, mult îi se cere. Știți cui i-a dat Dumnezeu, nu din credincioși. Nouă creștinilor ne-a dat Sfânta Cruce, ne-a dat Sfânta Împărtășanie, ne-a dat Sfânta Biserică, ne-a dat ce vreți și ne va cere mult. Haideți, avem armele cu care să luptăm, haideți cu mai multă încredere și cu discuții unul între alții să ne întărim și așa vom birui, pentru că dacă nu vom birui așa, vom rămâne niște oameni sărmani, oameni sărăciți de Duh și de adevăr și atunci vom muri în amărăciunea pe care lumea aceasta o îngăduie și o caută. De aceea vă rog cu toții, în cinstea Sfintei Cruci care tămăduiește și vindecă tot de când Dumnezeu a creat-o și a sfințit-o, să cântăm cu toții, pentru că trebuie să știți cântecul. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini,
asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Amin. Amin.